versetul 20 la versetul 27, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1151. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Hristos Iisus. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți stari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Amin. Vreau să reocupați locul. Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, suntem în locul acesta ca să plângem cu cei ce plâng și să ascultăm cuvântul Domnului care se predică la asemenea slujbe și care este foarte folositor sufletelor și vieților noastre. Trebuie să constatăm cu oarecare durere că chiar dacă omul trăiește 100 de ani, totuși vine o finalitate. Și pe măsură ce trece timpul, omul se degradează. Efectiv, cu cât trece momentul acesta, anii bătrâneții, fiecare om are anumite stări de lucruri. Uzura, aș spune, amprenta peste trupul nostru, peste viața noastră, peste fizionomia noastră. Îmbătrânirea nu o putem păcăli. Chiar dacă există în lumea aceasta tot felul de cosmetice care s-o ascundă, însă niciodată data nașterii nu mai pot schimba. Ea există acolo. Și apoi timpul, pe măsură ce trece, își lasă amprenta pe viața noastră, pe aptitudinile noastre, pe memoria noastră, pe capacitățile noastre. Viața pe pământ este trecătoare și moartea pune punct oricărei existențe. Fie că au fost războaie, fie că au fost ciumi, fie că au fost inundații, fie că au murit de moarte bună, dar toți oamenii care s-au născut până acum, oamenii au trecut din lumea aceasta, au mai rămas câțiva care trăiesc la momentul actual și care și sigur, cu siguranță, vor muri și ei. Pentru că viața pe pământ este limitată și trecătoare. Și dacă am avea numai viața pe pământul acesta, am plânge cu familia Conțac, am aduce condolianțe, i-am încurajat și pe ei cât mai au să trăiască, că nu le dăm noi zile și cam atât ar fi. Dar noi, pe lângă viața asta trecătoare, plină de necazuri și de probleme, avem o făgăduință, că am fost creați atât de complex, că suntem niște ființe atât de minunate, cu niște lucruri extraordinare, tocmai din pricina faptului că mai există o viață. Și ca să ne consemne lucrul acesta, la vremea potrivită, Creatorul, Dumnezeu, l-a trimis în lumea noastră, nu pe un înger, ci pe Fiul Său, ca să ne spună că El ne pregătește un loc în alte lumi, unde moarte nu mai este, unde suferință nu mai este, unde locurile de acolo sunt extraordinare. Oamenii care au ajuns acolo n-au avut cu ce se compare. Nu știm nici în ziua de astăzi din ce e făcut asfaltul de acolo. Însă Apostolul Ioan spunea, am văzut niște străzi ca de aur străveziu. Noi am putea să spunem că e aur străveziu, dar materialul care e acolo e singurul mod în care Ioan a putut să compare asfaltul ca să ne spună și nouă cam ce e acolo. Pe lângă pomul vieții, pe lângă râul vieții, pe lângă multitudine de îngeri și de sfinți, pe lângă splendoarea și harul de acolo, este o altă împărăție, este alt loc. Și viața pe pământ e doar testul pentru împărăția respectivă. Nu vă așteptați să trăiți continuu în concediu. Nu vă așteptați continuu să aveți bucurii. Ne așteptăm ca și credincioși, dacă ne-am întors la Domnul, dacă ne-am pocăit, dacă ne-am lăsat de anumite păcate, dacă îl urmăm pe Domnul, efectiv să ni se deschidă căi, să fim binecuvântați. Efectiv, nimeni să n-aibă grija noastră, să nu se scarpine nimeni de noi. De ce? Pentru că noi aparținem Domnului Iisus de azi. Nu, frații mei, începem să dăm teste. Începem să dăm teste. Să fim verificați, slujim pe Domnul și în necaz, și în boală, și în suferință,
Suntem lumină, nu numai când e soare afasă și îți vine să stai la soare, la căldură și adie așa un vânt răcoritor. Și normal, când e lumină afară, ești și tu lumină. Dar când se lasă negura păcatului, a vorbirilor de pe nedrept, se lasă în viața ta, mai ești lumină. Acum sau îți bagi și tu lumina sub obaieți și spui, Doamne, nu mai cânt, nu mai fac nimic, nu mai fac nicio lucrare, pentru că bate vântul puternic acum peste viața mea. Astea sunt teste, frații mei. Și fiecare zi noi dăm teste, pentru că cineva ne verifică dacă ajungem în împărăția respectivă. De-aia Pavel spune aici, numai să rămâneți cu o inimă pentru Evanghelie. Dacă ajungem și dacă ajungem, unde suntem? Că acolo nu toată lumea e la fel. Nu toți sunt la fel. Putem ajunge acolo, dar răsplătirile diferă. Și răsplătirile sunt funcție de răspunsul pe care l-am avut la testele pe care Dumnezeu ni le dă. Și ce e frumos este că în prejurul nostru sunt sute de îngeri care calculează totul ca să nu te ajungă nicio ispită și nicio încercare mai presus de răspunsul pe care îl poți da tu. Tot e calculat. Fierele de păr din cap sunt numărate. Pașii tăi sunt verificați. Când unul deschide gura să-ți vorbească ceva, să știi dinainte ce a vorbit. Și dacă nu-i voie, îl vezi că tușește și spune că am vrut să spun ceva, dar nu mai pot grăi. De ce? Cineva spune, nu-i moment acum. Totul e calculat. Tu dai teste pentru a te verifica dacă ajungi în lumea aceea pregătită de Hristos și dacă ajungi, pe ce poziție ocupi. În seara asta, dați-mi voie de pe pagina Sfintelor Scripturi să vă vorbesc ce este moartea pentru un credincios. Adică pentru un om care va ajunge în împărăția Domnului. Pentru unul care e pregătit pentru așa ceva și se pregătește pentru așa ceva. Știu că aseară m-am uitat să văd să am o continuitate a ceea ce s-a vorbit. S-a vorbit din cuvântul Domnului din 2 Timotei, capitolul 4, unde Apostolul Pavel îi scria ucenicului său sau copilului său în credință, Timotei, și spunea în felul următor, versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Băi, dar de ce îi spui tu lui ăsta să fie atât de atent și să fii gata? Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, se vorbea în seara asta, și clipa plecării mele este aproape. Stimații mei, în primul rând, moartea pentru un credincios, pentru un om al lui Dumnezeu, este o plecare. El pleacă din lumea asta. Și nu e niciun secret. Oricât de bine ne ținem, la un moment dat plecăm. Are loc slujba de priveg și de mormântare dacă e pace și liniște. Dar de plecat se pleacă. Toți oamenii sunt pregătiți să plece din lumea aceasta. Pentru un credincios e foarte important, nu că pleacă, el știe că pleacă și știe și unde se duce. Problema pentru el, provocarea în primul rând pentru el este cum lasă lucrurile după el. Pentru că Sfânta Scriptură spune la un moment dat și noi am mai vorbit la o altă slujbă de genul ăsta, că Dumnezeu vede că împăratul lui Israel, Ezechia, se îmbolnăvește de o boală mortală. Era plin de niște bubii de care se murea. Nu se mai scăpa, nu scăpa nimeni. Și Ezechia știa că e bolnav de boala respectivă. Dar vine profetul Isaia și îi spune așa din partea Domnului. Puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Dar-i pasă lui Dumnezeu cum rămâne casa mea după mine? Îi pasă lui Dumnezeu cum rămâne biserica sau locul pe care l-am avut eu în responsabilitate după mine? Îi pasă? Îi pasă. Pentru că eu plec, știu că plec, știu că mă duc, dar nu e o surpriză. Constat de foarte multe ori, bolnavi în boli terminale, dar nu se rezolvă problemele de familie, nu se rezolvă împărțitul averii, nu se rezolvă problema a lăsa unul locuitor în biserică. Nu se rezolvă. Vă pot da cazuri. Cazuri pe care le știu. Nu că e bolnav tu să știi din 2 ani de zile și îl treci la COVID sau non-COVID. Nu, efectiv, e bolnav și îi se spune ciroză epatică în fază finală. Și nu lasă pe nimeni. După ce pleacă el, biserica rămâne așa. Nu că moare de atac de cor sau atac cerebral, care nu-i profetul Isaia. E ceva rapid. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă cum lămân lucrurile după tine. Și un credincios, frații mei, nu trebuie să aibă anunți prin profeție, prin vedenie sau un înger să vină să spună, fii atent că luna asta pleci. N-ai contract în fișa postului cu așa ceva. Ai contract doar dacă îl urmezi pe Domnul, ajungi în veșnicie. Doamne ajută!
Dar nu-i obligat Dumnezeu să-ți iei tăi raportul când pleci tu de aici, ca să ai timp să-ți ceri iertare de la toți colegii tăi din comitet sau la toți vecinii tăi și în sfârșit să spui, știți, oameni buni, să-mi țeți ceva, Dumnezeu mi-a vorbit. Nu, nu, n-ai. Dacă, v-am spus, există profetul Isaia din zilele noastre de astăzi, și anume o boală terminală care te obligă să faci asta, mai mult. Dar orice credincios, în frunte cu mine, trebuie să fim gata acum, Doamne ajută. Dacă trebuie să fiu gata acum, cum lăs lucrurile după mine? În casa mea. Cum lăs lucrurile în relația cu neamurile mele? Cum lăs lucrurile în biserică unde m-a așezat Dumnezeu? Cu ceea ce sunt eu? Uite-l pe Pavel. Vine și spune, clipa plecării mele este aproape. Dar tu, fii treaz, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, că eu plec. Ai ridicat pe cineva? Ne plângem că, frate, ce ne mai ține credința? Păi, dar copiii tăi unde? Și unde sunt? Sunt cei ținut măcar tu? Țin asta? Învățătura le-ai dat-o? Ai pregătit pe cineva? Nu mă refer să-mi pregătești copilul meu, pregătește-ți pe-a tău. Nu mă refer să spui, dar nu vin ăștia să învețe de la mine. Dar ți-a așezat Dumnezeu o zonă unde ai impact, sau cel puțin ar trebui să ai un impact. Dar ești de atâta vreme credincios. Un credincios trebuie să aibă grijă cum lasă lucrurile după el. Și nu, frate, peste 2 ani, când a să sunt când îmbătrânesc, nu mă mai țin picioarele, am să mă gândesc și eu. Nu, 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 acum. Gândește, pregătește-te din punctul ăsta de vedere. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru, la plecare trebuie să ai grijă la bagaje. Foarte mare grijă. Când cineva pleacă într-o călătorie, are grijă la bagaje. Nu poate lua cu el ce are prin grav. Nu poate lua cu el cine știe ce. Bagajele sunt limitate, mai ales la, în zilele noastre de astăzi când călătorești. Ai foarte mare grijă la bagaje. Bagajele alea trebuie să fie cele mai grele bagaje pe care câteodată ne prind cu ele, că tot vrem să călătorim, dar la noi sunt neiertarea, neîmpăcarea. Sunt bagaje pe care le adunăm de ani de zile. Sunt lucruri pe care nu le-am rezolvat, ci stau acolo. Și noi câteodată am vrea să le luăm cu noi. Te-aș ruga tare mult, oamenii credincioși își rezolvă problema acelor bagaje, pentru că toți credincioși, eu nu vă spun că dumneavoastră sunteți oameni care n-ați greșit. Spune Biblia, dacă cineva spune că n-are păcat, este un mincinos, și adevărul nu este în el. Greșim în interacțiunile între noi, în familiile noastre, greșim prin atitudine, prin gesturi, prin cuvinte, prin acțiuni câteodată. Ne supărăm, dar avem la îndemână pocăința, Doamne ajută! Nu ne împiedică nimeni să ne pocăim. Problema că mulți ne-am blocat și la pocăință. Mulți nu mai ne putem smeri la câți ani de pocăință avem. Mulți dintre noi nu mai putem să cerem iertare, ne se blochează gâtul la domenii de genul ăsta. Ori aș dori, frații mei, bagajul ăsta nu trebuie purtat după noi. Bagajul ăsta trebuie rezolvat. Și dacă nu ești și nu-i indicat să-ți poți bagajele tale pentru cele care a pentru pe altuia, că cele care aveam, știu pe fratele, în tinerețe, au făcut, nu, dar ce te pune pe tine să porți un bagaj la altul, să-l car dita mai bagă? Băi, dar măcar e a tău, nu e a meu, dar el duc ăla, știi? Unde îl duci? Că el l-a lăsat cine știe, pe unde și l-ai găsit tu, nu-i așa? Sunt oameni care se pocăiesc, frații mei. Sunt oameni care se îndreaptă, frații mei. Sunt oameni care stau înaintea Domnului cu plâns și rugăciune, care primesc iertare de la Domnul și îl aruncă bagajul. Și eu să-l car după mine. Fi la rugăciune, fi la... Când îl văd așa, eu am bagajul tău la mine, mei. Am bagajul tău la mine. Și vine momentul morții și mă trezește cu bagajul ale altora. Frații mei, dacă al meu nu e indicat să-l duc un bagaj de păcat, pentru că toate bagajele noastre bune, nu le luăm după noi. Nu le luăm după noi. Ci trebuie să le trimitem înainte. Doamne ajută! Le trimitem înainte. Pentru că credinciosul nu numai că pleacă, el mai există un aspect. Dar la plecare trebuie să ai grijă cum lași lucrurile în urma ta și apoi ai grijă la bagaje. Pentru că în domeniul acesta al călătoriei trebuie să prioritizezi lucrurile. N-ai voie orice să ai cu tine. Trebuie să ai gânduri bune, gânduri frumoase, să te dezlipești de anumite lucruri. De foarte multe ori trăim parcă n-am plecat niciodată. Adunăm împrejurul nostru și constat oameni care au lipsit de la adunare pentru ca să adune, pentru copii, să aibă copii măcar, un apartament, o mașinuță, o bucățică de teren, o cutare. Și au crescut o generație și mă întâlnesc cu, la multe, cu
sfătuit cu tinerii, știți păreri au copiii mei și generația copiilor mei, frate Virgil, conform statisticilor, îmi spun ei mie, trebuie 3 generații să muncească și una să cheltuiască și au muncit ale 3. Și noi suntem generația care suntem chemați să cheltuim tot ce ați muncit voi. Cam cu asta, de-aia nu-ți complic cu munca, de-aia nu-ți complic cu tare mari investiții de viitor. Mentalitatea lor, a multora dintre ei, este că nu putem noi cheltui și o adunată ăștia lipsând de la adunare, lipsând de la repetiții, băi, în mormântare, n-am timp, trebuie să mă duc la muncă, domnule, băiatul meu, ce moștenește, ce are el sau celălalt? Oare s-a meritat? O să comunități, unde oamenii n-au pus accent pe lucrurile astea. Și-au luat copiii, i-au dus la școală duminicală, la repetiții, au fost împreună cu ei, au cântat împreună, au mers prin glot, prin noroi, la mormântări, la priveghiuri. Copiii când au crescut nu au prepus accent așa pe ce ai, ci pe ce ești. Pe ce ești. Unde îi vezi acum pe linia întâi, se lucreze pentru Domnul. Toți ceilalți uită cum au strâns o brumă de avere pe care copiii așa se uită și spui, tată, dar numai atâta? Mă, dar eu te-am ajutat cu atâta, măi, te-am sprijinit. Tu nu știi cât de mult am făcut eu. Bine că ai avut de unde. Bine că ai avut de unde. Ăsta e singurul răspuns. Bă, dar cu ce respect? Nu, e bine că ai avut de unde. Te-a binecuvântat Dumnezeu, îți dai și la robul Domnului. Că e un specialist la cheltuie. Stimați mei, vă spun doar un aspect pe care foarte mulți îl trăiți. Și vă spun, asta e mentalitatea pe care o îmbrățișează și nepoții noștri. Și atunci pui întrebarea în seara asta, ești venit aici. Bă, ce ar trebui să fac eu? Dacă sunt tocător de avere, dacă nu știu să mulțumească frumos, oare n-ar trebui să mă dedic eu să-mi fac băgăjelul pentru împărăția Domnului cu cântări de laudă, cu părtășie cu frații, cu repetiții de cor, să cântăm, să ne bucurăm, să fiu nelipsit de la casa Domnului, că e căsătorie, mă bucur cu cei ce se căsătoresc, chiar dacă nu sunt invitat la nuntă, când e mormântare, plâng cu cei ce plâng în momentul și mă pregătesc când vine ziua plecării, mi-am făcut bagajul bine. Doamne ajută, frații mei! Credincioșii se pregătesc de plecare, având grijă cum lasă lucrurile în urmă și apoi, stimații mei, au grijă la bagaj. A doilea lucru pe care sublinează Biblia, căci credincioșii privesc plecarea la Domnul și moartea, este cea specificată de cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta pe care l-am citit. Și el spune în felul următor, versetul 23, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Nu este numai o plecare, ci este și o mutare. Credinciosul privește plecarea lui prin moarte de lumea aceasta, nu numai o plecare și trebuie să aibă grijă cum lasă lucrurile, nu, ci o mutare. O mutare într-un loc mai bun este cu mult mai bine. Ori când te gândești la mutare, te gândești și te așteaptă dincolo. Te gândești și ți-ai adunat dincolo. Dacă cineva din România, și sunt destul de mulți care s-au gândit la un moment dat să se mute de aici, de România, din Botoșan, de exemplu, în Londra. Păi, automat, noi știm o moldovenească foarte faină, mie îmi place, dar în Londra nu te ajută cu nimic moldovenească noastră, trebuie să rup puțin engleză, cât de cât, așa, măcar thank you să spui, mulțumesc frumos celorlalți, nu știi pentru ce, dar cel puțin înveți lucrul ăsta. Ei, când te duci acolo, știi că e alta limba, afli că dacă ai carnet de conducere valabil, pe altă parte se circulă, nu se circulă ca la noi, iar valorile de acolo trebuie să ți le pregătești cât de cât dacă ai posibilitatea. Dacă ai avea și te muți definitiv, ai putea să convertești valorile de aici din lei în ce? În lire sterline. Pentru că valoarea de acolo nu e valoarea noastră. Degeaba mergem noi cu leul nostru puternic. Pentru că acolo lira sterlină are valoare. Deci dintr-o dată îți dai seama, mutarea presupune o pregătire. O pregătire mai mare ca la plecare. Și anume, îți trimiți valorile acolo. De aceea e important pentru credincios să convertească totul în valori de acolo. De aceea e important și Domnul Iisus tocmai asta ne subliniază, că cine dă un pahar de apă unuia din cei foarte neînsemnați frații mei, mie mi-l dă și nu va rămâne fără
Răsplătire. Bineînțeles că noi răsplătirile le fixăm tot aici. Tot aici. Unde-s? Unde-s cu noi să vedem? Nu toate răsplătirile vin aici. Doar așa, simbolic, din curajare, Domnul ne mai dă câte răsplătiri, ne dă voie să mai schimbăm mașina, ne dă voie de cutare, ne dă voie, dar nu toate sunt aici. O să vedeți o grămadă de lucruri care nu-și primesc răsplătire aici, pentru că e ineficient pentru noi, stimații mei. Să primești o răsplătire care poate fi veșnică pentru 2-3 ani și care oricum se strică, că e de aici din lumea asta. Ori Dumnezeu îți programează răsplătirea pentru paharul de apă să ți-l dea în veșnicie, unde nu trece, nu se strică și niciodată nu-și pierde valoarea. Și paharul ăla de apă pe care l-ai dat în numele Domnului are o valoare incomensurabilă sub spectrul acesta al veșniciei. De aceea e important pentru noi lucrurile acestea. Să vedem ce-i place Domnului. Ce anume putem transfera? Uimitor este faptul că Scriptura ne spune că era un om care nu-L cunoștea pe Domnul personal, dar se temea de Domnul și Domnul trimite un înger la el și spune: Cornelie, rugăciunile și milosteniile tale au ajuns. Păi, nu s-au oprit pe aici, prin zonă? Nu s-au bucurat numai necăjiții și săracii de asta și cu asta basta? Nu, nu, nu. Rugăciunile pe care tu le-ai înălțat, când ai prins ocazia, toate alea au ajuns acolo. Și Dumnezeu trebuie să ia o decizie privitor ca ele și capite valoare veșnică. Tu le-ai trimis acolo, dar n-ai loc în cer. Ca atare, ca să ai loc, o să te trimite la Iope, va veni Petru, îți va spune ce trebuie să faci și dintr-o dată tu vei avea un loc în cer de care să te bucuri de lucrurile pe care le-ai trimis acolo. Foarte important pentru noi, tot ceea ce facem în numele Domnului sunt transferate acolo. De aceea Scriptura ne spune să fim cei din tâi în fapte bune. Adică în termeni sportivi, am spus și altă dată, este să fii campion mondial. Nu există, nu am văzut în domeniul ăsta sportiv, indiferent cât fair play există, să spună cineva: băi, eu am alergat la proba de 100 de metri, am ieșit anul trecut campion mondial, cel mai rapid pe 100 de metri. Dar l-am văzut pe ăsta că aleargă așa și a ieșit numărul dumneavoastră. Și numai el, bietul, știe cât s-a antrenat. Numai el, bietul, știe cât a alergat pe nisip cu rucsacul de pe Troaie în spinare ca să poată scăpa pe pistă de zgură și să alerge mai repede. Da, am ieșit eu până la toată urma, că am fost mai pregătit la mă. Dar uite, anul ăsta n-am să fug așa tare ca anul trecut și am să lăs pe ăsta să câștige și el odată să fie campion mondial. Ori Scriptura vine și spune, dacă în termeni sportivi nu observați treaba asta, de ce în termeni spirituali tot îi lăsați pe alții? Lasă, dar și nu mai este cineva cine să meargă la cort? Dar nu este cineva să meargă în misiune? Dar nu este cineva care să fie campion acolo? Dar nu este cineva să dăruiască dincolo? E renovare la biserică, dar nu ești altcineva care să facă? Pentru că eu m-am cam săturat să fiu campion mondial într-o grămadă de lucruri. Frații mei, nu e corectă gândire. Tot ce faci cu cuvântul și cu fapta, trebuie să pui pe el pecetea numele Domnului Iisus. Amin. Ori Biblia vine și spune, pentru un credincios totul are răspătire. Fie că mâncați, fie că beți, să faceți lucrul acesta în numele Domnului, fie că trăiți, fie că muriți, voi pentru Domnul trebuie să le faceți. Doamne ajută! Când cumpără o mașină, cumpără în numele Domnului. Când cumpără un costum, cumpără în numele Domnului. Când vin ceva, vinde ca înaintea Domnului și pune numele Domnului. Și atunci îi spui și defectele la lucrurile pe care le vinzi. De ce? Pentru că tu pe înainte nu-i să câștigi bani pe lucrul care îl vinzi, ci să fii cinstit și ăla să te întrebe: Domnule, puteai să-mi ascunzi, că nu se puteau vedea defectele. Cum de mi-ai spus? Eu îi aparțin lui Iisus Hristos. Pentru că tu nu vinzi în primul rând lucrul respectiv. Tu în primul rând prezinți Evanghelia. Să ne ajute Dumnezeu. O, câți oameni am întâlnit care, v-am spus și la altă slujbă, merg și spun, smeseriași, veniți prin Italia, așa, vin și iau lucrări, și în zona noastră, vin și iau lucrări. Și se duc la oameni nepocăiți și spune: Domnule, uite, am de făcut aici, de pus rigipsul ăsta, așa, cât costă el, eu sunt gata, am auzit că sunteți meseriași, ba, eu mă duc la servicii împreună cu nevastă, uite, cheile sunt aici, știu, băieții vin în casă, deschid, dau treabă ce are omul în casă și ce ascunde prin sertare. Deci, pune imediat frumos, începe a lucra, pune, între timp să-ți cumpezi materialele, între timp să-ți cumpești grila, într-un timp să-ți cumpezi becurile, ledurile, într-un timp, nu, oamenii merg, fac treabă frumos și spune: uite, atât a costat toate materialele, cu atât ne-am înțeles noi, s-au mai scumpit lucrurile cu atât, dar știu, domnule, că s-au scumpit, bun, atât vă costă la zero, bun, mulțumesc, domnule, sunt extraordinar de mult.
Da, dar pentru dumneavoastră, când o să avem noi slujbă de evangelizare, vrem să aveți bucuria să fiți lângă noi. Vă lăsăm mai puțin cu atâta. Dom'le, eu vreau să vă dau mai mult pentru lucru. Dom'le, noi ne-am înțeles cu un lucru, am văzut cât o costat, dă mai puțin. Pentru că eu nu sunt primul rând aici să spun dumitare regim și rieduri. Eu sunt primul rând aici să spun că aparțin lui Iisus Hristos și mă pregătesc pentru altă împărăție unde mai este loc și pentru dumneata. Gândim așa? Pentru asta ne adunăm continuu. Să avem o gândire de genul ăsta. Că cum tu ai fost salvat din robie, din băutură, din cine știe ce păcat, așa așteaptă și celălalt. Nu e neapărat un păcat din ăsta moral, dar sunt oameni încăpățânați. Sunt oameni cum am fost eu sau cum ai fost tu. Nu ai vrut, dom'le, nu om nici nu mai bagă în seamă. E disprețuitor. Bun, omul ăla trebuie să intre în contact cu cineva. Și pregătește Dumnezeu un meseriaș, că i s-a stricat ceva la instalație. Vine un instalator credincios. Și omul nu intră prima dată cum să vezi să-l taxiezi eu pe asta. Pentru că atunci, iubitul meu, tu urmărești altceva. Nu, eu vin aici să-l ajut pe omul ăsta și să-i arăt că dincolo de țev, dincolo de pompe, dincolo de centrală, există o împărăție care are un domn unde eu am intrat și vreau să-l duc și pe el. Doamne ajută! Gândim așa? Pentru că asta înseamnă mutare. Citeam undeva despre faptul că la un moment dat un om de afaceri din Statele Unite dorea să angajeze pentru compania lui oameni foarte serioși, oameni care știu ce au de făcut. Și spunea respectivul reporter care o luat, omul ăsta s-a așezat foarte lejer, discuta cu oamenii care vreau să angajeze la el și în timp ce discutau de familie, de ce școală a făcut, ce ar dori el să facă și așa mai departe, ăsta s-a ridicat dintr-o dată în picioare și întreba, tu de fapt ce vrei să faci la firma mea? Ce vrei tu să faci la firma mea? Părerea dintr-o dată așa spunea, ce vreau să fac? Vreau să mă angajez, să ajung șef de departament, să ajung director, să ajung ceva în viață. Când îi punea la altă întrebare, păi de ce? Să câștig bani, cât mai mulți bani. Cred că într-o zi a găsit candidatul perfect. În timp ce vorbea cu el liniștit, așa, s-a ridicat din nou patron și a întrebat, tu ce vrei să faci la firma mea? Și asta prins dintr-o dată așa, a spus că eu știu că ajung în împărăția Domnului, dar vreau să iau cât mai mulți oameni din firma dumneavoastră să-i duc acolo. Gândim, așa? Că la asta ni se dă sponsorizările și le avem prin buzunare, prin parcare, pe acasă, ale sponsorizărilor, pe care într-o zi le lăsăm aici. Scopul pentru care încă trăim este să ajungem în împărăția Domnului și să luăm cât mai mulți oameni cu noi. Să ajute Domnul copiii noștri să fie primii. Ori mutarea asta presupune. Asta presupune. Îmi pregătesc bagajele și îi trimit acolo. Eu, cum e visul oricărui părinte, aș vrea să plec înaintea copiilor mei. Nu totdeauna se întâmplă așa. Dar aș vrea să plec. Dar până plec, măcar le dau direcția. Măcar le spun, asta e direcția, așa se face, așa se roagă. Aici am avut greșelile mele, nu le mai faceți și voi, o să le faceți pe a voastră. Dar direcția e într-acolo, copii. Într-acolo să mergeți. Când eu plec, ei îmi urează de departe drum bun, pentru că știu direcția și într-o zi ne întâlnim pe malul celălalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mentalitatea mutării te pregătește pentru așa ceva. Te face să fii pasionat pentru Domnul. Atâta plictiseală există astăzi tocmai din cauza asta. Că nu știm ce ne așteaptă dincolo. Sunt uimit când aflu de oameni care se sculau la 4 dimineața să citească Scriptura. După ce citeau Scriptura, stăteau un timp pe rugăciune. După ce mergeau și ocupau de orfani și de văduve. După ce plecau și predicau câte 5 ori pe zi. În anumite contexte, după aceea vineau înapoi. Și când mă uit, îi întreb cât timp e condensat și de asta nu e o scuză, foarte multă lejeritate între noi la momentul actual, cu atâtea binecuvântări și resurse pe care ni le-a dat Domnul. Nu uitați, frații mei, urmează să ne mutăm. Când cineva se mută din America în Statele Unite, de exemplu, și acum, mai tragic era pe timpul lui Ceaușescu, când se muta din România în Statele Unite, toate rudele erau la aeroport. Toate erau la aeroport. Și știa că ăla pleacă în America, nu știa când mai poate veni. Că așa era sistemul politic atunci. Toți care rămâneau pe aeroport la București, plângeau. Când el ateriza în America, toate rudele lui din America erau la aeroport. Și făceau și ea.
Nu plângeau, se bucurau. Asta e moartea, frații mei. O mare parte de ai noștri sunt dincolo. Bezluși. Au plecat bunicii noștri, părinții noștri, frați sănătoși, oameni al lui Dumnezeu, s-au dus acolo. Acum facem cu mâna la cei care pleacă, plângem împreună cu familiile lor, ne luăm rămas bun, dar dincolo, dincolo, spune apostolul, mă mut, pentru că am o companie selectă. În primul rând, este prezența lui Hristos și nu uitați, Hristos este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Dintr-o dată intri într-o companie selectă, nu mai contează tare mult pe unde mergi. Nu mai contează tare mult atmosfera de acolo, pentru că ești în compania celui ce e regele. Nu te dă pe mâna unuia, băi, vezi și tu ce faci cu ăsta. Nu, nu. De-aia văd ilustrația aceea și momentul acela când Ștefan vede pe fiul omului, îl vede stând în picioare. Nu uitați că el stă la dreapta măririi în ceruri. El are scaun de domnie. O Scriptură spune, pe cel ce va birui, va sta și el pe scaunul meu de domnie, cum am stat și eu pe a tatălui meu. Că tatăl are un scaun de domnie și la dreapta există un scaun de domnie al lui Hristos. El este Domn, El este Împărat, El este Mântuitor, slăvit să fie numele. Dacă nu-n credincioși își atinge apogeul și are grijă spre ce direcție și moare în credință în Domnul, Domnul îl onorează primindu-l în picioare în împărăția slăvită a Harului Său. Slăvit să fie Domnul! E important, frații mei, să fim pregătiți pentru momentul acesta. Câtă vreme mai avem la dispoziție să ne mutăm, să trimitem bunurile noastre acolo, să trimitem lucrurile noastre acolo, să trimitem rugăciunile noastre acolo, să trimitem faptele noastre, să trimitem cântările noastre, să trimitem lucrarea pe care o face, să trimitem la Cel ce știe să răsplătească. Slăvit să-i fie numele! Un alt aspect pe care Biblia spune, nu-i numai o plecare sau o mutare, ci este un câștig. Textul biblic de aici spune, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. În viață mai pierdem. Pierdem prieteni, pierdem bani, pierdem multe lucruri în viață. Însă cel mai mare câștig, pe care nu ți-l poate lua nimeni, care efectiv nu se poate atinge de rentabilitatea acestui câștig, este momentul când mori în Domnul. De ce, frații mei? Pentru că tot ce-i făcut în lumea aceasta trebuie să aibă o răsplătire. Și vă vorbeam mai dinainte de faptul că nu toate lucrurile sunt răsplătite în lumea aceasta. Nu totul este răsplătit. Nu uitați că trăim într-o lume a urii, că sunt oameni care urăsc pe alții sau ciudoși pe alții, nici ei nu știu prea bine de ce. Da, așa se e. Bineînțeles că dacă ai sta să te uiți după ce pornești el, ai sta și te gândești, oare Dumnezeu nu răsplătește? Nu face. Ba chiar îmi spune mie să-L iubesc. Ba chiar îmi spune mie să mă rog pentru el. Ba chiar îmi spune mie să-L binecuvintez. Păi el dorește numai rău. Nu, nu, tu trebuie să faci asta. Pentru că doar așa îi vei arăta drumul spre împărăția aceea unde merită și el și tu să ajungeți acolo. Dumnezeu să ne ajute. A fi mărturie în domeniul acesta. Ori, când cineva te vorbește de rău, când cineva scoate vorbirele și neadevărate, când cineva face lucrurile astea, nu ești răsplătit imediat. Și v-am citit altă dată un text pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură și care de foarte multe ori îți trebuie oarecare energie să-l poți împlini. Să trebuie multă credință. Spune Scriptura în Matei, capitolul 5, cu versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprienirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Scoate. Acum, pe noi nu ne deranjează lucrurile adevărate, că am mai făcut o greșeală, că am mai făcut un anumit lucru și oamenii, băi, dar ăsta e pocăit, măi, na, uite, asta e situația, mă pocăiesc, îmi cer iertare și mergem înainte. Pe noi ne deranjează când oamenii vorbesc de lucruri pe care nu le-am făcut, nici n-am fost unde spun ei că am fost, nici n-am discutat ce spun ei că am discutat și câteodată îi găsești pe frații tăi de credință că se bucură de asemenea lucruri. Ce faci în situația asta? Ce faci? Că de foarte multe ori ne pierdem tot elanul, toată pasiunea. Și Domnul vine și dă răspunsul versetul următor. Și spune foarte clar,
când ești vorbit de rău, pe nedrept, când scot tot felul de vorbe rele și neadevărate, bucură-te și veselește-te, că răsplata ta este mare în... Unde? În ceruri. Eu aș vrea așa, când îți vorbi de rău, să vină Duhul Sfânt peste mine, să-mi dea o bucurie de care și dușmanii mei să spună, băi, tu unde ai tu bucuria asta? Pentru că mă vorbiți voi de rău pe mine. Știți că se lasă de vorbire de rău, dacă mă vede tot așa. Ori nu-mi dă Dumnezeu bucuria aceea, ce spune, băi, bucură-te și veselește anticipativ la bucuria și harul pe care ți-l voi da când vei veni în împărăția mea. Toate astea primesc răsplătire. Doar atunci pui mâna pe răsplătire. Doar atunci ești un câștig. Câtă vreme trăiești, nu poți beneficia de câștigul ăsta. Și acum, mă uit la voi care sunteți aici. Pe lângă neajunsurile vieții, sigur vă are cineva grijă. Vouă și a familiei voastre, care se bucură așa, scoțând tot felul de lucruri, te pune în tot felul de ipostaze. Nici n-ai și știi niciodată. Dacă atunci când știi, nu strângi aleluia. Ești supărat, măi, dar ce are cu mine? Am încercat. Și constați din nefericire câteodată când Domnul îi dă pe față oamenii la care le-ai făcut bine și care trebuie să spui mulțumesc frumos. De unde? Plăcerea lor este să aibă grija ta. Bun, ce faci în cazul ăsta? Că prea puține lucruri de astea ajung la conducerea bisericii. Și dacă ajung la prea puține, să iau măsuri disciplinare ca să zici că se ia ceva. Și ce faci atunci? Singura soluție care îți rămâne, fratele meu, sora mea, în drumul ăsta spre împărăția Domnului, unde dai și testul ăsta, este să începi să te bucuri, să te veselești, că când ai pus mâna pe răsplătire. Vine Hristos cu răsplătirile, slăvit să fie Domnul. De aceea moartea pentru credincios este un mare câștig, că comoara asta nu ne așteaptă înainte de moarte, ci după moarte. De aceea spunea Sfânta Scriptură în finalul canonului Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12, spune așa: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Frații mei, oamenii nu știu să răsplătească. Nu știu câți copii, cum lași tu copiii acasă ca să vii la repetiții de cor. Și când după ce ai venit, cineva care nu-i măritată îți spune interziat, trebuie să vii la timp. Nu se pune niciodată papuși tăi. Nu poate să vadă că acasă ai lăsat clienți la firmă și ai venit repede la repetiții cu 5 minute întârziere. Dar cineva spune, să știi că noi trebuie să fim punctuali. Nimeni nu-ți răspătește lucrurile astea. Dacă îmi va veni Domnul, orice oftat, orice pierdă odată cu lacrimi, orice stare când te-ai rugat pentru biserică și pentru bunul mers a familiei tale, Dumnezeu va ști să răsplătească, căci știe și cunoaște, slăvit să-i fie numele. De-aia răsplătirea nu-i dat la vreun bord pastoral, la vreun cult, la vreun om, că nu știm să răsplătim. Nu cunoaștem. Noi nu știm să ne răsplătim pe cei din familia noastră. Nu cunoaștem asta. Nu-i natura noastră să facem asta. Însă Dumnezeu spune, răsplătirea o dau eu. Eu cântăresc totul. Eu văd geamătul. Eu văd plânsul pentru păcat și pentru durere. Eu dau iertarea. Eu sunt acolo să fac ceea ce trebuie. Și când va veni El, va judeca lumea după dreptate, slăvit să-i fie numele. Ori, frații mei, pentru credincios, moartea este un câștig. Pentru că dintr-o dată intră în sfera aceea, unde pune mâna pe răsplătirile lui Dumnezeu, pe care nu le-a putut în viața aceasta să aibă parte de ele, a răbdat, a mers înainte, a suferit. Ei bine, Dumnezeu vine să-i răsplătească felul lui de a fi, de a trăi lângă Domnul atâta timp. Și foarte mulți dintre noi nu știm prin ce trăiesc alții, prin ce trec alții. Ne uităm așa de la distanță, e văduvă, e văduvă, e orfan, nu merge afaceri, are o casă de copii, are un copil, ăla pleacă de acasă, nu știm prin ce trece omul ăla. Însă Dumnezeu va analiza fiecare rugăciune în parte, fiecare gest. Și într-o zi, pentru rugăciunile făcute ale omului respectiv, pentru zbaterea lui sufletească, Dumnezeu va ști să răsplătească pe deplin, binecuvântat să-i fie numele. Dar nu punem mâna pe astea decât atunci când intrăm la câștig. Și câștigul este etern. Este deosebit unul față de celălalt. Unii vor străluci ca soarele, alții ca luna și stelele se diferențiază între ele. De aceea e important, câtă vreme mai trăim, ne mai dă Domnul o zi, să fim cei din tâi în fapte bune, să ne rugăm pentru frați, să stăm la îndemâna Domnului. Vedeți textul biblic, vine și spune,
Iar tu când te rogi, intră în odăița, nu dacă te rogi, când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa în urma ta și roagă-te tatălui tău nascuns, iar tatăl tău îți va răsplăti. Păi nu contează, n-ai pentru cine să te rogi? Spun cu frate, băi, nu știu ce slujbă mi-a dat Domnul. Băi, dar ai o dăiță, ai un loc la capătul patului, soră dragă, ai un loc. Frate drag, nu mai ești pe linia întâi să mai aduci îndemnul la rugăciune, nu mai ai voce de cântat la bas sau la tenor, dar poți să stai la capătul patului, să-ți iei nepoțe pe rând, să-i prezinți înaintea Domnului, să-ți iei copiii pe rând, să-ți iei vecinii pe rând, să-ți iei neamurile la nu știu cât aspiță, prezintă-i Domnului și Domnul vine și spune cu toate că-s neamurile tale, cu toate că-s interesele tale, cu toate că-s copiii tăi, cu toate că-s nepoții tăi, eu îți voi răspăti pentru că te rogi, măi. Slăvit să fie Domnul! Ce bun e Domnul! Numai că noi pierdem firul ăsta, ne ocupăm cu alte lucruri și câteodată pierdem de răspătirile care ni s-ar mai putea da. Dați-mi voie să închei mesajul meu cu un ultim mod în care Scriptura privește moartea celui credincios, respectiv Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13, spune așa. Și am auzit în cer, și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, de acum încolo, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Amin. Stimații mei, cât este de important să știm că asta e ultima fericire. Cât trăim pe pământul ăsta, spunem, Doamne, cât o trăit? 100 de ani. Ferice. Cum o trăit? Bine. Ferice. Ce numere de telefon au avut pe agenda? Senatori, parlamentari, doctori, ingineri, ferice. Frații mei, da, câtă vreme trăim, e ferici că ai un te duci la un spital și cineva se întrebe de tine. E ferici că în timp ce alții de cotijentul tău, cum spuneau bătrânii, sub glie, tu încă mai trăiești. E un fel de ferice. Nu să știi calitatea vieții pe care o ai. Da, e un fel de ferice. Frații mei, Biblia spune, nu-i ferici de cine trăiește mult, ci nici bine. Ferici de cine moare în Domnul. Asta e cel mai important lucru. Câteodată uităm când cineva pleacă în floarea vârstei, că a plecat la Domnul și în Domnul a murit. Uităm. Și uităm de faptul că oamenii care au mai trăit s-au lepădat de Domnul. Și uităm de faptul că oamenii care au mai trăit au făcut greșeli în care nici familia nu se mai recunosc cu ei sau au făcut gesturi reprobabile și biserica Domnului a avut de suferit. Iubiții mei, când un om moare în Domnul, Biblia spune că este ferice. Nu ne interesează și conform Bibliei, nu ne interesează vârsta, statutul social, ci moartea doar în Domnul. De aceea e important pentru noi, de fiecare dată, când stăm la o slujbă de mormântare și ne pregătim pentru moartea celor neprieniți sau credincioși, să ne întrebăm să suntem în Domnul? Pentru că există câteva trepte care trebuie să le urmărim. Nu uitați, prima fază pe care trebuie să o urmărim ca să murim în Domnul, este să fie Domnul în noi. Să fie Domnul în noi. Lucrul ăsta se numește în Biblie naștere din nou. Când Hristos este în noi. Atenție, nu 30 de ani de pentecostalism, ci Hristos în noi. Și termenul ăsta, Apostolul Pavel îl spune la o biserică să-l verifice, nu că a fost Domnul în ei, ci dacă este. Spune în 2 Corinteni, capitolul 13 sau 12, cu versetul 5, spune în felul următor. Pe voi înși vă cercați-vă. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți? Atenție, există șansa să-L fi cunoscut pe Domnul, dar să fie actualmente lepădat. Păi, dar ce are dacă ești pentecostal? Și ce are dacă vorbești în limbi? Și ești lepădat? Frații mei, nu e totul. De aceea evaluarea mea personală, acum, aici, este Hristos în mine? Că Dumnezeu nu ne-a dăruit un cult, ne-a dăruit pe Fiul Său și taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum Sfinților Lui, ce nu a cunoscut Avram, ce nu a cunoscut David sau Isaia, cunoaștem noi. Hristos în noi, nădejdea slavei, slăvit să fie Domnul. Adică nu Arhanghelul mi-a El, nu Gavril, ci Fiul lui Dumnezeu, Cel deopotrivă și de aceeași esență cu Tatăl, în momentul în care eu cred în El, vine să locuiască în mine. Și asta e taina cea mai frumoasă. De-aia biserica nu trebuie să disprețuiască pe nimeni. Că-s purtători de Hristos, toți. Posibil.
purtători de Hristos sau chiar purtători de Hristos. De aceea v-am spus o altă slujbă, n-avem voie să ne disprețuim ca frați între noi, chiar dacă nu cunoaște celălalt Biblia, cum știu eu. De ce? Pentru că disprețuindu-l pe fratele meu cu 3 ani de pocăință sau 3 zile de pocăință, la un moment dat, cred că Domnul stă împotrivă și din șaua mândriei și aroganței mele de vechime în pocăință și de predici reușite, mă dă jos și eu întreb, Doamne, de ce îmi faci asta? Și Domnul îmi spune, pentru ce mă prigonești ca lui Saul? Și eu spun, Doamne, nu-ți prigonești tine. Prigonești pe amărățește, mi-ți 3 zile la pocăință. Prigonești pe ăsta care nu știe predini, nu le are cu afaceri, nici nu știe să numere bani, nu a terminat nicio școală, pe amărățește prigonești. Nu, nu, nu. Eu sunt în ei. Și când tu îi prigonești pe ei, mă prigonești pe ei? Bine. Știți că ăsta e unul dintre cele mai grave păcate pe care putem face? Știți că asta blochează drumul spre binecuvântare și spre prosperitate spirituală pentru foarte mulți dintre noi? Uitați-vă la voi. Ca să-ți convingi un copil să vie în adunare, să vie, nu mai vorbesc, slujească. Nu poți. Trebuie să te rogi și doar Duhul Sfânt, dacă îl convingi, el vine. Bun, ia Dumnezeu pe cineva care vine și ne ascultă predicile noastre, cântările noastre, slujbile noastre și stă aici și joi și marți și duminică și duminică seara. Da, dar din punctul meu de vedere n-are nivelul meu de pregătire. Și Domnul vine și spune, băi, dar l-ai adus tu? Tu nu poți să aduci copilul tău, băi. Tu nu poți să aduci pe nimeni, măi. Eu l-am adus aici, cu cât știe, cu cât cunoaște, l-am adus aici, îl țin aici. Și tu ce faci cu mine? Știți câteodată ne întâlnim cu așa ceva? A fi Hristos în noi înseamnă să conștientizezi că El e înăuntrul tău și apoi, frații mei, nu e suficient numai să fie Hristos în tine. Că Apostolul scrie unei biserici, bisericii din Galatia, și spune în felul următor, o galateni chizuiți pentru care din nou trebuie să sufăr durerile nașterii până va lua Hristos chip în... Când vorbește din nou, înseamnă că e trecusă prin starea asta. Dar o pierduseră. S-o luat cu legea, s-o luat cu tot felul de porunci, cu tot felul de lucruri și o pierdut pe Hristos din ei. Era în starea aceea de fază de lepădat. Și apostolul, pentru că era acolo, spune, eu din nou trebuie să sufăr durerile nașterii până Hristos ia din nou chip în voi. Că l-ați pierdut. Ori, stimații mei, verificarea pe care trebuie să o facă fiecare om este în Hristos, este Hristos în el și apoi nu numai atât, ești în Hristos. Pentru că Domnul Iisus spune, eu sunt vița și voi sunteți? Mie mi-ar place să spune, eu sunt vița și tu ești blădiță, nu mai am altul. Tu ești singur. Mulți chiar așa ne închipuim, că Hristos e vița și ne are numai pe noi. Restul, burieni, noi suntem blădițele. Ori, frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, când ești în viță, constat că mai sunt blădițe. Unele mai mici, altele mai mari, altele dau rod, altele, dar nu-i treaba ta, e treaba fierului dacă dă sau nu rod acolo. Dar ești acolo. Când tu ești în viță, recunoști că ceilalți sunt în Hristos, în vița Domnului. De aceea e important nu numai tu să fie Hristos în tine, ci să fii și tu în Hristos. Și spunea Domnul, dacă este cineva în mine, aduce multă roadă. Doamne ajută, frații mei. Știți cât e important să-i vezi pe frați? De aceea și Domnul plasează și vine și spune un lucru interesant, și anume, unde sunt doi sau trei, eu sunt în... Doamne, dar eu sunt mulțumit că ești în inima mea. Pentru ce? Nu, nu. Există un fel de a fi al lui Hristos în mijlocul nostru, pe care eu nu-l realizez niciodată personal. Niciodată nu. Hristos e în mine, mă încurajează. Dar când sunt cu frații, am parte de învățătură, căci cunoaștem în parte, am parte de descoperire, am parte de vorbire în alte limbi, am parte de tălmăcire, am parte de profeție, am parte de o grămadă de lucruri care nu le pot face eu. Le fac celelalte îmblădițe și eu sunt în viță, slăvit să fie Domnul. De aceea e important nu numai să verifici dacă Hristos e în tine, ci dacă tu ești în Hristos. Și asta se verifică simplu, ești în biserică, ești la cina Domnului, ești cu frații la părtășie. Nu trebuie să fii de acord în toate celelalte. Când iluminează Dumnezeu pe traseu și unele o să rămână taine pentru numai în veșnicie o să dăm de ele cum a fost. Dar până la urmă, Hristos e noi și noi în Hristos. Doamne ajută! El cine trăiește în starea asta are toate șansele să lucreze în Domnul, să-L aibă pe Domnul și să moară în Domnul. Și Biblia spune, ferice de asta. Ferice, că de acum îl urmează faptele alea.
pe care El le-a făcut și s-a ostenit în el. Să nu credeți că e ușor să te ții de o adunare. De măsură ce intri într-o adunare, constați că în adunare respectivă sunt tot felul de lucruri. Dacă eu aș fi la dumneavoastră, ați constata că și eu nu sunt perfect. Eu mă dau perfect, dar nu sunt. Cum nu este nimeni de aici. Suntem perfectibili, atât tot. Am și eu lucruri cu care mă lupt, mă rog, și cu ajutorul Domnului vreau să mă desăvârșesc. Voi aveți la fel. Ori eu dacă aș veni la Botoșani, sau Botoșani m-ar primi pe mine, constatăm că suntem oameni care avem deficiențe. Dar pentru asta Dumnezeu toarnă peste mine prin Duhul Sfânt dragoste, care acopere totul, care crede totul, care ne face să ne ajutăm, să ne sprijinim, să mergem mai departe. Doamne ajută, frații mei! Ei, când e vorba, când eu știu, că atunci când nu știu, nu știu. Când eu nu știu ceva despre cineva, nu știu, nu cunosc. Dacă eu știu o anumită slăbiciune a fratelui, Filaret, de exemplu, că-l cunosc, îl știu, eu nu pot să o șterg din mine. Când apare numele de Filaret, se deschide un fișier așa, pac, pac, Filaret, da, știu, da, el și-o cerut iertare, dar gafa au făcut-o, e adevărat, știu, apare automat. Ei, eu trebuie acum să mă ostenesc pentru a face să slujesc cu el. Trebuie să mă ostenesc, pentru că în mintea mea există ceva care spune, nu-i ca și cum n-ar fi făcut. Dumnezeu, dar și-o cerut iertare. Nu, domnule, în mintea mea există o pedică. Și Dumnezeu vine și spune, uite, îți dau Duhul Sfânt. Pentru că omul și-o rezolva problema cu tine sau cu altul care a avut-o. O rezolvat-o. Știu că în mintea ta n-ai putut trece, că nu poți să uiți asta. Că dacă uiți, ai altfel de probleme neurologice. Dar faptul că nu uiți, e bine. Dar eu îți dau putere ca să te ostenești, să cântați împreună, să slujiți împreună, să recitați împreună, să alergați împreună spre împărăția Domnului. Doamne ajută! Ori, frații mei, te ostenești? Că de foarte multe ori când ai avut acces la greșeala cuiva, ei lăsat și te-ai dus de parcă ai fi fost și tu perfect. Că tu știi exact cum ești și tu. Dumnezeu s-a îndurat de noi și suntem în casa Domnului datorită Harului Său, slăvit să-i fie numele. Suntem pe calea Lui pentru că din nou s-a îndurat de noi. Oare ceilalți nu merită ca Harul pe care l-am primit să-L cunoască și ei? Să-i îmbrățișăm cu dragoste? Dar cum tu ai știut? Nu știu, frate. Dar m-am ostenit la început, după aceea chiar mi-a fost drag să te iubesc, chiar mi-a fost drag să cântăm împreună, chiar mi-a fost drag să văd lucrurile, pentru că Dumnezeu creează niște lucruri în biserică pe care nu le poți întâlni nicăieri. Ori un credincios care trăiește o viață limitată, plină de necazuri, de teste, dar lui se spune că la moarte el va pleca într-un loc grozav. Numai că va pleca și trebuie să aibă grijă cum lasă lucrurile în urmă și bagajul are strâns pe lângă el. Ci se mută și ca atare trebuie să trimită acolo rugăciunile lui, faptele lui, ostenelile lui. El trebuie să le facă, că după momentul când s-a mutat, indiferent câte gânduri bune mai are, nu le mai poți împlini. Te-ai mutat deja. De aceea nu există răspătire după moarte din punctul de vedere de a face ceva cel care a murit. Și nici dacă face altcineva în locul lui. Câtă vreme trăim, putem trimite în împărăția Domnului valori vrednice de împărăția Lui. Apoi, frații mei, este un câștig, pentru că multe din lucrurile pe care Dumnezeu ni le promite ca și altora, le-au urat de bine de departe, fără să intre într-o cetate cu temelii tari. Dar într-o zi vor intra și ne vom uita cum Avram intră într-o cetate pe care o dorit toată viața. De-aia o să faci în corte. În timp ce Lot s-a dus la oraș, el a rămas în cort, domnule. De ce? Eu aștept cetatea a cărui temelii sunt veșnice. O urmărit-o și-o urat de bine de departe, fără să fi primit lucrurile făgăduite. Pentru că într-o zi vor veni răspătirile, slăvit să fie Domnul. Ce va fi ziua aceea, va fi extraordinar. Să ne ajute Domnul să nu lipsim. Să fim toți acolo, cu copiii noștri, pregătiți. Dar până atunci, trebuie să trăim cu Domnul noi și noi în Domnul, împreună cu frații, ostenindu-ne, că nu se știe când vine clipa plecării. Și când vine clipa plecării, să spunem ca și Pavel, dar eu sunt gata. Să ne ajute Domnul. Amin.